Și documentare în comunitățile limitrofe municipiului Suceava. Avem ca resursă propria instituție Bibliobuzul din Dătare, însă bugetul, dar nu avem buget suficient pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare. În vederea unei eventuale colaborări, ne puteți contacta la numărul de telefon X și vă punem la dispoziție și un număr de cont al instituției. Vă mulțumim pentru timpul acordat. Membrii echipei își stabilesc și își distribuie sarcinile, performing, perioada în care echipa funcționează și lucrează pentru îndeplinirea scopului și adjourning, echipa se destramă la momentul în care obiectivele sunt realizate. Ce mi-ai explicat? Ai sărit peste storming. Storming este perioada în care se stabilesc relațiile în echipă, în care fiecare își manifestă personalitatea, caracterul și cunoștințele, competențele. Poarta spre mâncare multe semne are. Multe semne are. Poarta spre mâncare. Stați puțin. Poarta spre mâncare multe semne are. Ne împărțim în două. Unii caută acolo sus, alții caută aici jos. Ne întâlnim aici. Care anunță, care găsește primul indiciu? Dar am înțeles că trebuie să stăm în grup. E obligatoriu în grup? Ok, hai noi. Atunci, hai sus! Ciclul de viață al proiectului. Eu o să fiu o oiță. Prima dată identificăm nevoile comunității.
pungent formulăm ideea principală, scopul proiectului. După care după care formăm echipa proiectului, obiectivele proiectului. Echipa de proiect și împărțirea sarcinilor, activitățile care reiesc din obiective. Și astea toate cum se cheamă? Planificarea. Așa. Finanțare și după aia implementăm. Finanțare, implementare, în timpul ăsta evaluăm, monitorizăm și o luăm de la capăt. Biblioteca noastră a găsit tendința să se ajute prin acest after school. În condițiile în care noastră sunteți de acord să chem parteneriat, să ne finanțați prin materiale de papetărie și noi vă asigurăm, zicem noi, un plus de vizibilitate, vom organiza o conferință de presă prin care veți apărea ca și partenerul nostru și de asemenea putem distribui programul acest after school în școli, unde bineînțeles veți apărea de asemenea ca și partener. Bine, păi vă rog, reveniți cu un telefon și ne auzim, ce să zic, mai vorbesc și eu să văd de ce resurse dispunem și deci niște picuri acolo, niște caietele. Sigur. Pentru școala cea de vară, toți din țară au stat la calculator ca să facă proiect mare, bazat pe comunicare cu impact răsunător. De acasă am plecat pentru școala lor de vară, Virabran ne-a așteptat, Irex, ANPPR și PACT. Ne primiră sub escortă, Irex și ANPPR, vor pe Facebook, o cohortă, conturi, Skype, Twitter, blog și altele. Vreau type, advocacy, marketing, rețea, proiect, vreau să scap de alergie, sunt pacient, biblionet. Lasă alții să păzească și să șteargă cărțile pe raf, pe praf. Eu într-o bibliotecă vreau doar jocuri, vreau cinematograf. Cu creion, picioare rupte, cu bezele și scrisori ne-au distrat pe exerciții, dragii noștri formatori. Când acasă ne întoarcem, proiecte o să mai facem. Scopul bibliotecarilor până la sfârșitul zilei.